Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou episod de Ferma Bunicii. Tocmai ce am terminat de filmat puii mei. Notificare. Să vă arăt toporașii albi. Niște toporași care sunt foarte rari la noi. Am găsit în toată pădurea doar o singură tufă cu doi și i-am adus acasă și uitați cum am destul de mulți. Nu știu cât vă interesează pe voi. Foarte multe flori. O să trec repede și o să vă arăt și florile. Să rămână Maia. Salută lumea. Salut. Să vii acasă la treabă la mamaia. Da, ei bă. Să vii toată lumea la mine la... Aici l-a păscut rețele, găștile. Deci ați auzit? Veniți la treabă, că avem treabă de numai. Veniți la fermă. Ok, haideți să vedem și ceva flori de aici. Zambilele au ieșit foarte multe, foarte, foarte frumoase. Ceamov. Niște lalele interesante, vom vedea ce va ieși. Cred că am văzut și o lalea înflorită, alte zambile. Deci vedem și la... am mai înflorit astăzi. Foarte multe flori, foarte, foarte repede înfloresc. Astea s-au închis că-i seara. Lalele. La greu. Avem flori de toate felurile. Bunica mea este înnebunită și mie, sincer, îmi plac foarte mult. Unde veniți fetele? Florile de primăvară. Ia să vedem muscarii. Am văzut că a ieșit și unul alb. Da. Au ieșit și muscarii albi. Mai sunt și prin spate. Ăștia movus mai înalți. Bună, albiță! Ce faci? Hoțul vine numai la mâncare vine. Cred că are ceva la urechiușă că l-am atins și s-a tras în spate. Ok. Niște lalele târzii, vreau să vă mai arăt. Se trec foarte, foarte repede toate florile pentru că... Se trec foarte, foarte repede florile pentru că este cald și umblă albinuțele. Niște narcise foarte frumoase. Lalele târzii și astea sunt cele mai frumoase. Dar bine, acum e seara și au început să se închidă. Ok, s-a deschis și clematisul alb, care este foarte frumos. Din păcate a avut buboci și nu cred că va mai crește să ajungă până partea cealaltă. Dar celălalt, care e alb cu roz, crește, nu a făcut încă buboci. Este foarte, foarte bine. Sper să încarce acest arc. Ok, prieteni, ăsta e Bernard, vișinul meu preferat, v-am mai povestit, v-am mai spus de el, este un vișin timpuriu, abia au înflorit câțiva cireși, de fapt, îl vedeți pe celălalt de acolo, deci am înflorit și el odată cu ei, alt vișin care are foarte multe flori, dar bineînțeles că nu le-a deschis încă. M-am luptat foarte tare astăzi cu și ieri cu gândacul păros. Sper să apuc să le fac sper să apuc să fac la pomii un tratament înainte să plec, un insecticid. Dacă ne întoarcem în dealul o să vă arăt dacă nu uit. Pe combinația asta de cais cu prun, adică caisul negru. Foarte, foarte. Deci el s-a deschis printre primii după cireșul necking și mi-au mâncat foarte multe flori gândaci păroși, foarte nervos sunt pe ei. Cred că am făcut vreo 3-4 tratamente, tot dau, tot vin, îi văd amețiți, dar tot vin. Înainte să fac tratament am cules, nu știu, vreo 20 de pe el și nici 5 minute n-am stat, când am venit înapoi mai erau încă vreo 10. Foarte repede vin, acum sper să fie bine, prunii și ei se pregătesc să facă flori. Chiar am văzut și un prun care a înflorit, de fapt și prunii ăștia, nu știu, pe care are bunica mea, prunii dintre alea din care se face țuică, dintre alea albastre care sunt pe săniuța. Cireșul ăsta are o creștere foarte, foarte viguroasă. Dar vedeți, are un singur buchețel de mai.
Nu știu ce-i cu el. Nu vrea deloc să coopereze. Vedeți, am uitat să vă spun cum, vedeți cum am mulcit sau nu știu cum să zic, am pus întâi am pus paie sau porumb tocat la, la rădăcini, ați văzut și voi în episodul anterior și acum am făcut aceste grămezi de porumb, pentru că sincer mi-ar fi luat foarte mult să-i toc. Am pus așa, eu vreau să acopăr toată livada, dar se pare că nu se poate, adică nu am de unde atât de mult material. Foarte mulți vișini mai am de pus niște șpalieri la agriș. Aici am un agriș și un bondăraș care îl polenizează. Ia să vedem. Plin de ăla-i nectar? Nu-i e polen, cred. Sau poate polen amestecat. Perii vor să facă flori, multe, multe flori. Aici încă un vișin, asta nu știu ce e. Și cireșul. Ia să vedem dacă văd un gândac păros, măcar să vă arăt și vouă. Deși i-am făcut tratament acum, cred că vreo jumătate de oră. Deci nu, dacă aș sta, aș putea să-i salvez oarecum. Dar o albinuță cu minte. Oricum, am un insecticid care protejează albinele, adică le protejează, pur și simplu nu le face rău. Poate o să găsesc un gândac păros, deși sper că nu, dar aș vrea totuși să vă arăt, să vedeți și voi cum arată. Ia uitați vișinul ăsta ce urmează să facă. Fai de capul meu. Floare lângă floare, pur și simplu floare lângă floare. Sper să gust și eu din vișine anul ăsta, adică din acela. Bătiți microfonul dacă s-auzi ceva. Coacăzul plin de flori. Am citit undeva că am mulcit, dar da, încerc să protejez oarecum. Da, plin de flori și aici plin de ăsta e mai, celălalt e mai timpuriu, ăsta e mai tardiv, va bine, am multe, multe tipuri. Un vișin absolut minuscul cu plin de flori. Da, un vișin iar care a deschis aproape toate florile, bine, nu prea are. Anul trecut am încercat să-i formez coroana, i-am rupt toate, absolut toate florile și l-am lăsat. Am mulcit și via, sper să fie bine, a început să scoată frunzulițe, asta e, nu știu exact ce tip e, am una care mi-a murit, nu prea îmi place ce se întâmplă, dar voi cumpăra alta. Asta cred că e un persic sau nectarin, are câteva floricele, sunt cam strani floricelele astea, dar sper să-mi facă măcar un fruct. Mulți cireși au câte o floare, două sau câte un buchețel. O să-i lăs să vedem ce vor face. Aici am un nectarin. Când l-am pus acum vreo 3-4 ani, l-am mutat anul trecut, tot s-au rupt crengi. Abia în toamnă mi-a dat în primul an o crenguță lângă tulpină, pe altoi, nu pe portaltoi. Și nu știu, o să văd cum evoluează cireșii puși de anul acesta. Asta e vișinul timpuriu, englezesc. Aici am pus ieri un cireș, Wanda. Din păcate, vedeți, i s-au ars la transport frunzulițele. M-am gândit bine dacă să pun sau să nu pun. Sper că astea se reziste. Voi vedea, îl voi lăsa în pace, vedem cum evoluează și îl voi tăia în verde, oricum nu are cum să rămână așa, pentru că vreau să-l fac piticot ca ceilalți, dar nu știu, o să vedem ce va fi. Ați văzut, le-am pus la toți araci, am avut foarte multă treabă ieri, cam așa le-am pus, am folosit niște araci luați de la Dedeman, 6,50 lei cam unul, am luat de vreo 300 și ceva de lei, adică 50 am luat. Am pus izolații de asta pentru țeavă, un bridă parcă se numește, colier dintre ăsta, parcă am auzit
șoarece, se spune, nu știu dacă popular. Am lăsat destul de larg aici să nu se rănească, am protejat cu un nod. Da, o să vedem ce o să fie, sper să fie bine. Oricum, ei sunt oarecum elastici, nu foarte elastici, dar și pomii sunt elastici și cred că rezistența pe care o vor opune ei la îndoiere plus a pomilor, sper să ajute și să fie bine. Asta e un viș impus de un cireș pus de săptămâna trecută, îi se umflă mugurii. Aceștia fiind puși de anul acesta sunt mai în urmă, dar nu-i problemă, își vor reveni, vor ajunge ca ceilalți. Am lăsat toate aceste crenguțe, pe ele voi avea fructe la anul, pentru că deja este lemn de un an și când se va face lemn de 2 ani, voi avea fructe. Ok, haideți să mergem să mai vedem ce mai este și în livada cealaltă, din păcate 11 minute, da. Am vrut eu să vă arăt mai multe, cred că am mai și uitat niște zarzări, un experiment, o să văd dacă pot să-i țin mici cumva. Când cresc în locuri unde nu sunt buni muguri, pur și simplu o să-i rupeți, pentru că energia care s-ar duce la ei se duce la ceilalți muguri. Nu, sincer, nu am timp să vă arăt acum mai mult, pentru că durează destul filmatul. O să-i rup eu pe toți când va fi, când voi putea, când voi avea puțin timp. Haideți să vedem și sera sau, cum zice lumea pe aici, răsadnița. În partea de sus nu a ieșit aproape nimic. Salata se dezvoltă, dar destul de greu, zic eu. Busuioc roșu acolo. Aici am pus, am cumpărat un pepene galben foarte, foarte bun. Bunica mea este nebunită după pepene galben și am pus acum 5 zile și deja crește. Jos este cam în urmă. Aici am roșii albe, mi-am cumpărat eu din Carrefour ieri. Am luat semințele și le-am băgat direct în pământ și ardei dulci italienești. Vom vedea ce va fi. Oh, ce floricele mititele și frumșele. Wow, ce frumoase sunt. Ringlot prun. Piersicul mov are floricele. Asta e cireșul necking. A fost decimat de gândacul păros. Nici nu știu ce filmez. Eu mă uit într-o parte, filmez în altă parte. Da, așa e când sunt grăbit. Sper să-mi fac câteva fructe. Pare a avea șansă să facă. Vom vedea. El lui trebuie și polinizare, măcar 2-3 fructe până crește celălalt. Îi cresc crenguțele, o să am grijă de ei. Ia să vedem ce mai avem aici. Afinul canadian, nici nu mai știu cum se numește. Aici a săpat bunica și a pus cartofi ca anul trecut. N-am prea vrut eu, dar ce să fac? Un gândac păros a atacat și floricelele astea. Da, ce să zic, asta e viața. Un prun aici. Angeleno. Ăsta e prun japonez. Vedeți cum are floricele? Este pus de anul acesta. Le rupem florile pentru că pomii depun destul de mult efort pentru a menține florile și fructele, tot dau tot ce au pentru a face această operațiune, adică să, ca și o mamă, nu are cel mai mare grijă de copii și trebuie rupte în primul an cel puțin pentru a lăsa pomișorul să se dezvolte sau arborele, cum vreți voi să-i spuneți. Aici am un măr, cred că e măr domnesc. L-au mâncat și gâștele, săracul. Acum e prea înalt, nu știu ce am să fac cu el, cred că voi veni și voi tăia. N-am vrut să-l tai și l-am lăsat așa, abia s-a prins și acum va trebui neapărat să-l tai, cred că voi veni și voi tăia de aici sau de aici. Sau de aici sau de aici, aici. Aici și eu am câteva crenguțe.
Ok, prieteni, nu are rost să, să mai continuăm. Toți pomișorii ăștia mici am fost și am verificat. Toți au mugurei, absolut toți, nu absolut toți, unul singur nu are. Dar eu sper că își va reveni. Și acesta a început să scoată, cred că asta din spate e Santa Rosa. Santa Rosa nu are niciun semn încă. Dar nu voi dispera, în cazul în care nu se va prinde, voi lua anul următor de la Sweet Garden. Am văzut că au și ei și sunt, am încredere completă în ei că vor, că vor trimite un pom excelent. Ok, prieteni, vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit. Nu uitați, bineînțeles, de subscribe, nu uitați de share, like și... Iar am dat peste microfon. Numai bine, prieteni, v-am lăsat. Ciao!